dimineața. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, dragi români. Declarația mea de astăzi se numește Cinstirea eroilor neamului ar trebui să fie o datorie permanentă. Vin dintr-un județ cu un număr enorm de mare de cimitire care cinstesc eroii din primul război mondial. În județul Bacău, în cele 14 cimitire ale eroilor, odihnesc aproape 80.000 de soldați care au căzut în sângeroasele bătălii de acum 100 de ani. Aceste cimitire sunt astăzi parte a istoriei noastre, indiferent de uniforma celor înmormântați acolo. Sunt parte a gândurilor și devenirii noastre, după cum au fost parte a tristeții infinite pe care au lăsat-o în urma lor atunci când au părăsit această lume, luptând într-un război crud și nemilos. La zeci de ani distanță, mă încearcă o altă tristețe. Majoritatea cimitirilor eroilor din România sunt într-o stare de degradare nepermisă. Văd mulți politicieni care pomenesc pe cei mai curajoși dintre noi, pe cei care s-au jertfit pentru neam și țară, pe cei al căror nume va fi veșnic pe buzele noastre, eroii neamului românesc. Dar nu vedem o preocupare și o celebrare decentă a acestor eroi. Faptul că nu suntem în stare să întreținem aceste locuri de odihnă veșnică a unor oameni care ne-au dat libertatea și țara de astăzi, spune multe lucruri nu tocmai flatante pentru noi, cei de astăzi. Ziua acestor eroi a fost stabilită cu prilejul înălțării Domnului. Un simbolism major care marchează rolul lor extrem de important pentru noi, cei de astăzi. Incapacitatea României de a-și respecta eroii este în contradicție cu ce clamăm despre ei și ne încarcă de rușine. Sper ca Oficiul Național pentru Cultul Eroilor să se sesizeze de urgență și să remedieze această situație rușinoasă. Până la momentul în care nu vom mai trece prin această situație inacceptabilă, cer oficiului un raport oficial privind starea cimitirilor eroilor de război, în care să vedem exact starea acestora și investițiile făcute în ultimii ani. Voi participa în Bacău și Onești la slujba de pomenire a tuturor eroilor neamului și depunere de coroane și vă îndemn și pe dumneavoastră, dragi colegi, să faceți același lucru. E important să transmitem un semnal de respect față de eroii adevărați ai acestei țări, cei care au plătit cu viața pentru ca generația care le-a urmat să poată avea o viață mai bună și mai demnă. Mulțumesc!